Mamă, bă, ce mișto e ăsta. Bă, da, nimeni? What? De ce a murit? Astăzi jucăm Brofals, este un joc asemănător cu Stumble Guys și chiar nu știu, sincer să vă spun, eu știu de jocul ăsta de înainte de Stumble Guys, dar m-am uitat acum recent înainte să încep videoclipul și am văzut că Stumble Guys a apărut primul dintre ăsta, deci nu știu ce să zic. Ăsta oare s-a luat după Stumble Guys sau după Fall Guys, habar n-am, dar este un joc interesant, vreau să vi-l prezint și vouă, m-am jucat eu înainte, le știu de anul trecut de când a apărut, de primvară a apărut, ăsta a apărut din primvară, prin iunie mi se pare, și Stumble Guys a apărut prin februarie, adică la începutul anului 2021. Și da, spuneți-mi ce părere aveți de el, o să vi-l prezint imediat. Eu m-am jucat ăsta, m-am jucat prin vară și așa. Și vreau să vă arăt și vouă pe aici, uitați, am aceste skin-uri, ia ce mai am eu pe aici, la emote-uri, am niște emote-uri pe aici, sunt multe emote-uri de genul, ia, să-l vedem pe ăsta așa, ăsta când te dai așa, ok, avem și de-astea pe aici, avem și șept și chestii de genul, ochelar, tot felul de trailer de astea așa, de-ați lasă în spate, avem și Battle Pass după cum puteți vedea aici, ok, și ce mai avem noi pe aici, avem și shop, după cum puteți vedea eu am 15.797 de chestii de genul din astea, și uitați, e aici în dreapta, I have a good day, nu mai știu exact ce era asta, e că dacă făceai așa știu că la un moment dat îți dădea, adică îți dădea niște chestii, cred că gemurile astea ți le dădea sau habar n-am, nu știu ce îți dădea și făceai și skin-uri și mai multe chestii de genul. Oricum, dacă intrați la ei pe Discord, știu că era o secțiune unde putea să băgați niște coduri pe aici, pe la, uitați aici, băgați cod aici, un cod alandar așa la mișto, ia să facem și noi un cod așa la mișto, ce ar fi să meargă, n-a nicio șansă. Sau, a, ce ar fi fost să meargă, doar băgați aici un cod și primiți ceva, un skin, un emote, ce au ăia pe, ce au ei pe Discord. Da, hai să vedem cum e, sincer nu mai știu controlele, ia stai să mă uit la options, keyboard, nu keyboard, controller, da, space, jump-ul e pe space, să te arunce control-ul și așa left shift să iei poște și așa, și da, cred că cam atâta e așa interesant, ia, putem să ne luăm și noi ceva de pe shop, e ceva interesant pe aici, ia, avem 15.000 de chestii de genul, de gemuri de astea, dar nu prea e nimic, așa, wow, ia ce e ăsta, ia, hopa, hopa, hopa. Ia hai să luăm și noi ăsta așa frumos, așa de... Să luăm și noi ceva, că nu degeaba am intrat și așa. Luăm și ăsta, bandana asta, am luat și bandana. Ia ce mai putem să luăm? Luăm ăsta, ia ce ăsta? Ia să vedem. Bă, hai că le iau și pe ăsta, bă, e cheltuit pe toți, ia, hai mă, e cheltuit pe toți sau nu? Ia ce mai avem pe aici, deci de 2000 de astea. Ăsta sau ăsta? Hai să iau ochelarii. Hai să iau ochelarii așa, bam. Și da. Avem cam așa, hai să ne punem ochelarii totuși ăștia de am primit, arată oricum mai bine așa. Dar chiar uite că e cu pălăria asta în cap, nu știu dacă, cred că e de la ei pălăria asta în cap, că nu știu dacă aveam. Ia, hat, șapcă aici, șepci pe aici, da, cred că e de la ei, asta e multicoloră, nu e normală, mamă cât de tare e. Și hai să intrăm noi acum în mei să vedem cum e jocul acesta, nu l-am mai jucat de mult. Mamă, stai puțin, ce e ăsta? Deci sunt mai multe chestii, ăsta să te joci, sunt mai multe levele și așa. Un joc ăsta normalul, lasă că nu băgăm noi bani și așa. Și să vedem cum e. Bă, eu știu că era, adică era foarte interesant jocul ăsta. Nu știu dacă mai vreți episoade cu Brofals, dacă vă place jocul acesta, scrieți acolo în comentarii și lăsați cât mai multe like-uri și dați și subscribe dacă încă n-ați făcut-o. Și hai să vedem. Ne bagă și pe noi meci, mamă, dar greu acum sau? Nu se mai strâng oameni full, dar când a apărut ăsta în vara trecută, chiar se strângeau mulți. De fapt, stai, acum două veri, mamă ce repede a trecut timpul, că vara trecută de fapt a fost asta din 2022, acum suntem în 2023, ia să vedem harta asta cum e. Mai am o vagă impresie așa de cum era harta asta, parcă mai știu și așa, dar ia să vedem că nu mai știu controlele și astea cum erau. Deci shift-ul, ia, îi luam pe ăștia către L, mă aruncam eu ceva de genul, ia să vedem să sărim pe aici. Nu, 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 ia, stau aici, bă, m-a dat jos ăsta, incredibil. Ia, nu, 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 vreau să mă duc pe aici frumos, așa. Să trec, bă stai mă că nu mai știu controlele. Op, mamă cât de tare am jocul. Mamă, nu înțeleg nimic. Nu înțeleg nimic. Sau toate astea pe aici, am jocul prea tare. Stați puțin să dau și jocul mai încet dacă se poate. Așa, vreau să dau și jocul ăsta încet că mă sparge la ureche așa. Bă, dar cum să mai faci aici mă, nu mai știu cum să mai sare pe jocul ăsta. Deci mă duc așa cu dive-ul ăsta. Hai să luăm și noi bănuțul ăsta de aici, l-am luat așa. Bun, deci pe aici nu trebuie să ne apuce asta înăuntru, din câte știu eu și așa. Ia, shift, uite că îi atrag pe ăștia așa, iau de mână, cum ar veni, îi trag într-o parte, mamă, aici să nu ne dea ăștia. Bă, dar chiar că aici era unul care era într-un fel, cum e la hide and seeker și așa, unul e seeker, aș putea să spun, nu știu exact cum vreau să spun, dar mi-a venit așa, mamă, stai să nu cad, opa, 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 nu, 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 a, m-am dus,
unul e care ne pune capcane și chestii de genul. Mamă, dă în spate de tot? În spate de tot mă dădea? What? Mamă, nu mai știam treaba asta că mă dă chiar așa de în spate. Dar da, oricum mi se pare mult mai interesant jocul ăsta. Adică într-un fel mi se părea înainte, acum nu știu ce să zic neapărat. Sunt mai mulți pe Stumble Guys și așa e mai cunoscut și chestii de genul. Și spuneți-mi voi dacă vreți să mai jucăm de-astea. Și dacă vreți și pe live, poate vom face în seara asta, că cred că o să fac și live în seara asta. Și probabil o să ne jucăm și jocul ăsta dacă voi îl vreți. Este pe Steam apropo și este joc gratis, după cum ați putut vedea. Și ia să vedem, mamă, da, ne-a dat ăsta aici asta și merg astea grele rău, dar tot merg repede rău, de fapt nu greu. Sunt, e cam greu pe aici, dar trecut trebuia să zic. Gata, uite că ne-a scos, bă, da, aici când trebuia mă duceam, uite așa pe aici, bam bam bam. Ajungeam aici, intram în ăsta și ce mai făceam? Aici îmi dădea o chestie de asta, dar chiar. Bă, dar nu s-au calificat băieții? Opa, eu m-am calificat și acum, după cum puteți vedea, am ajuns aici, uite, dacă dau left către lume, mă duc așa spre ei. Și unde e ăla? Ia, emote-uri, dar chiar că erau emote-urile astea. Putem să-i batem noi pe ăștia, dacă îi dau o lovitură, mamă, dacă îmi dă el o lovitură, mor de tot, mi se pare, da. Dar putem să-l batem, dar nu mi se pare că nu se întâmplă nimic. Dacă îl băteam, ia să trecem și noi pe aici, să sărim, știu că puteam, mamă, dar nu cred că mai pot acum că am și... Ia, gata, acum dacă am luat ăsta, left către lume și mă duc. Ai că m-am dus departe, bă, dar chiar vreau să mă duc acolo, ia stai, pot să ajung acolo, până la balonul ăla de aer, ia să vedem. Un loc așa, bum, bum, bum și... Aproape, aproape, mamă, oare ce se întâmplă dacă ajung acolo, pot ajunge sau... Ia, mi se pare că pot să sar așa pe aici, a, uitați-l pe ăsta aici. Ai că m-am dus și eu departe, rău de tot. Ok, mamă, dar nu vor băieții ăștia să treacă așa de greu le e? Bă, da, sper că nu sunt boți, sper că sunt și player pe jocul ăsta acum. Nu știu dacă să mai joacă cineva, asta e toată treaba. Dar, sincer, eu aș vrea să-l facem popular jocul ăsta, adică chiar e tare. Chiar e tare. E mai aproape de Fall Guys-ul ăsta decât Stumble Guys-ul, dar... Eu zic că e șmecher, eu zic că e chiar tare de tot. Hai să trecem, uite, au terminat ăștia runda, hai cu runda a doua să vedem cum e. Da, nu mai știu exact cum erau, știu harta asta. Mai știam o hartă, dar rest nu le mai știu așa cum erau. Era o hartă, la început era un fel de Squid Game, într-o parte. Ia să vedem cum e a doua hartă. Da, v-am zis, dacă vreți să mai facem episoade de genul, de ce nu, lăsați un like, subscribe, scrieți acolo în comentarii și poate facem și pe live. Uite, de harta asta ziceam că e aia ca Squid Game, dar sper că au băgat și ăștia mai multe hărți, că nu știu exact câte hărți erau, dar să sperăm că au băgat mai multe hărți, că deja le-am văzut pe astea pe care le știam și nu prea e bine, adică ce, nu mai există altă hartă sau ceva de genul? Da, uitați ce ziceam, Red Light, Green Light, cum e pe Squid Game, dacă v-ați uitat la Squid Game. Serialul acela de pe Netflix. Și ia să vedem aici, trecem în bănuții. O să crede, ups, n-am voie să ajung aici. Bă, dar știu că erau niște chestii, de-mi dădeau mie de astea așa. Sper că nu m-am... Închide ochii așa, 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 bun. Și... Nu, m-a luat. Auci, cum am luat aici la final. Hopa, 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 hopa. Nu, așa, perfect. Nu, bă, am uitat să mai sar. Ups. M-a prins că m-am dus din greșeală. Și stau aici pe loc. Bun, lăsați-mă în pace, vă rog. Bă, dar știu că îmi dădea ceva ca să mă duc mai repede, dar nu am prins chestia aia. Bă, dar nu. Știți care e faza aici? S-a dus și asta jos. Aici, uitați, pot să-l iau pe ăsta așa și el poate să cadă. Mamă. Poate să-l iau ăsta, dar uite, dacă eu îl țin, dacă încerc eu să țin pe cineva, nu. Ai, bă, dar nu mai pot să mai trec de ăsta. Incredibil așa ceva. Ia, stop. 1, 2, 3 la perete, stai. Așa era pe vremuri o chestie, dacă știi jocul acela. Ia să vedem, bam, bam, bam. Lăsați-mă să trec și eu, vă rog. Nu, m-am pus pe loc. Acum e momentul să trec. Și gata, am trecut. Gata, mă. Și aici aveam un fel de parcurs de ăsta așa, bam, bam, bam. Facem bunny hop, ca pe CSGO. Sărim și pe aici. Mamă, aici e un de ăsta, nu cred că e bine. Bă, da. Nu, mă dă din spate de tot, am uitat. Nu, stau pe loc. Bă, trebuie să am grijă că mă dă din spate de tot, chiar am uitat că mă dă din spate de tot. Eu pot să iau pe ăștia să-i ating și așa. Uitați, pot să-l iau pe ăsta așa și să-l dau înapoi, dar nu l-am prins eu cum trebuia. Dar ați înțeles voi care e treaba cu acest joc și ia hai să vedem ce putem face noi acum. Bam, bam, deci să am grijă aici, gen left cutrul să sar, ok. Bam, bam. Bă, chiar e tare jocul ăsta, dar aș vrea să fie mult mai mulți jucători pe el, că chiar aș vrea să încep să fac o serie cu acest joc și poate de ce nu și pe live. Deci, dacă aveți calculator, laptop și de-astea, de ce nu? A, uitați, bestul meu e 044. Uite că mi-a rămas aici, cred că
Dar al meu se vorbește, nu? Bănuiesc eu, sincer. Ia, pot să sar aici, să ajung? Da, uitați, what? Credeam că pot să ajung la ăștia, mă. Ce tare ar fi fost dacă puteam să mă mai duc așa pe hartă. Ia, îl omor pe ăsta. Îi dau. Ba, m-am pus pe jos, așa, dau emoturile astea de le-am eu pe aici, bam, bam, bam. Ok, hai să vedem și cu ultima rundă, bă, încă o persoană, gata. Acum trecem la runda finală, să vedem care mai e runda finală, cum mai era la runda finală, că habar n-am cum mai era pe jocul ăsta. Dar, da, ia să vedem. Am 9 ore în joc, dar eu știu că m-am jucat chiar mult. Bine, mă jucam seara, așa, cu niște prieteni, intram noaptea, cum ar veni și așa. Și da, hai să vedem acum ce putem face noi. Runda finală, ia. Ce de-astea mai sunt? E ceva nou ce nu știu, ia să vedem. Chiar sunt curând. Ăsta? Ăsta e nou cu fotbal. Ok, deci e ăsta cu fotbal. Uite aici echipa, primul 11, echipa națională a României. Să bate cu echipa națională a Argentinei. Ia, finaliștii aici, bun. Ia să vedem. Hai și tare că... What? E cu mașinca pe Rocket League? Combinație dintre Rocket League și Fall Guys ăsta. Stumble Guys, Fall Guys, abar n-am. Da, asta cred că e cea mai tare copie Stumble Guys, aș putea să spun eu așa, copie Stumble Guys. Mă, dar nu poți să sari? Sau care e faza? Cum să dă gol aici? Bă, uitați-vă. What? Cum e, mă, ăsta? Că nu poți să sari, nu poți să faci nimic. Mamă, ce ciudat e. Dar e mai, bă, chiar e mișto, chiar e mai mișto decât fotbalul de pe Stumble Guys. Chiar e mult mai tare, sincer. Spuneți-mi și voi acolo părerea voastră în comentarii. Dar, bă, mie mi se pare mult mai mișto jocul ăsta decât Stumble Guys, dar nu e popular. Ia, am dat gol. Hei, aproape și du-te și hai să dăm gol, vă rog. Bă, dar stai, cu care sunt? Sunt ăștia galbeni, așa. Ia să iau boost-ul. Am luat boost-ul și am salvat, am dat mare save la minge. Ia. Și gol, vreau să dau gol. Bă, eu vreau să marchez, lăsați-mă în pace că eu marchez. Mamă, cum ne-am blocat toți aici, mamă, e teama încurcătura aici. Suntem prea mulți și e cam mică harta, dar... Mamă, bă, ce mișto e ăsta. Bă, da, nimeni? What? De ce am murit? What? De ce am murit eu? What? De ce am murit? Cum am murit? De ce fix eu am murit? Asta e întrebarea, gen, ne omoară? A, ne omoară random, mă, și am apucat fix, ca fix pe mine să mă omoare, mă. Aie, bă, e chiar tare și minigame-ul ăsta. A, am și pierdut neodată ăștia gol, dar nu-i nimic. Chiar este tare min... A, ba nu, stai, mă, că cine dă gol, dacă dă cineva gol, se lasă din cât mai puțin, cum ar veni. Mamă, e interesant, sincer, dar într-un fel e nedrept, dar oricum. Sper că v-a plăcut acest episod, chiar este tare jocul acesta, spuneți-i voi acolo în comentarii. Ok, uite, am primit un skin de la Battle Pass legendar, uitați-l pe ăsta așa, ia confirm later, așa, mamă, felia asta de brânză, de ce e, de pizza, brânză, habar n-am ce, dar da, spuneți-mi dacă vă place jocul acesta, dacă mai vreți să de cu el și de ce nu poate și pe live-uri. Este o copie foarte tare a Stumble Guys, bine, nu cred că e copie Stumble Guys, cred că e copie Fall Guys mai degrabă, dar da, că toate sunt după Fall Guys și așa, dar să fie un titlu cât mai bun așa, că tot ne jucăm Stumble Guys și așa, dar da, spuneți-mi dacă vă place, dacă mai vreți episoade cu acest joc, nu uitați să vă abonați, să dați un like și ne revedem la un nou alt episod, pa, pa!